Sănătate și bine a revenit printre maturi cripto la o nouă ediție a știrilor Pescu din lumea criptomonedelor. Acțiunile din Asia sunt în scădere deoarece Banca Junji a depus ieri faliment, iar Hong Kong-ul are cele mai mari pierderi. Acțiunile companiei miniere Argo Blockchain suferă o scădere de 8% după ce au anunțat că fostul CEO interimar a demisionat pentru a urmări alte oportunități. Și Barium se clatină. Scăderea numărului de tranzacții ridică îngrijorări pentru viitorul monedei Shiba Inu. Solana scade la 90 de dolari, iar indicatorul sugerează o potențială creștere. Cardano a crescut cu 100% în volumul de tranzacționare, în timp ce prețul se îndreaptă către recuperare. Hedra Hashgraph stimulează revoluția tokenizării în fondurile pieței monetare. Polygon și-a dezvăluit recent foaia de parcurs, ce include actualizarea lanțului Polygon POS la un ZKVM Validium Layer 2 și migrarea monedei Matic la Pol. Asociația Blockchain îi răspunde senatoarei Warren despre angajările cripto și respinge legislația. Gary Gensler emite un avertisment cu privire la criptomonede înainte de posibilă aprobare spot Bitcoin ETF. Aprobarea ETF-ului Bitcoin pentru BlackRock ar putea propulsa moneda Bitcoin la 200.000 de dolari cu intrări spot ETF de 100 de miliarde de dolari. SEC poate aproba ETF-urile spot Bitcoin în câteva zile. ETF-urile spot Bitcoin de la Vanex și WisdomTree au fost listate pe site-ul DTCC. Cea mai mare platformă de comerț electronic din Japonia a început să accepte Bitcoin începând din acest an. Prospera, o zonă comercială specială din Honduras, recunoaște moneda Bitcoin ca mijloc legal de plată, fiind acceptată pentru tranzacții comerciale, fiscale și financiare. XRP depășește moneda Bitcoin în volumul pieței și devine cea mai tranzacționată criptomonedă pe exchange-ul HTX. Transferul de 100 de milioane de XRP făcut de Ripple a provocat o creștere a prețului monedei XRP. Portofelul XRP al cofondatorului Ripple, Jed McCaleb, afișează o activitate suspectă. Săptămâna trecută, partenerul Ripple Payment, MoneyTrans, a colaborat cu Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă de la ONU, făcând parte din inițiativa Prime Africa, finanțată de UE și implementată de IFAD. Un analist de top spune că moneda XRP este programată pentru o creștere de 1135%, ajungând la 7 dolari. Numărul organizațiilor care acceptă criptomonede ca mijloc de plată a crescut cu 174% în ultimul an, ajungând de la 2207 la 6126. Reglementările din Marea Britanie, Digital Security Sandbox, au intrat în vigoare de ieri. Cam atât în această ediție, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.